No, well, salutare oameni și bine v-am găsit la un nou episod de Captive Minecraft. Here, it's me, it's 32 Maze, cel mai Minecraftos om ever și never. Și care vă salut și vă binevoiesc la un episod de Captive Minecraft. Stai, am mai zis asta, dar nu contează. Na, bun, am stat eu off camera și am săpat toată groapa asta. Ce aș putea spune, o groapă foarte, da? Groapă foarte gropoasă. Ok, hai să începem să facem. Vai ce lame a fost, vai de capul meu. Ok, hai să începem să facem mai bun sistemul de pick-up. Holy shit, nu vine să cred că mai avem atât de puțin și terminăm toate porcările astea. Văleu. Like, voi vă dați seama, bă, nu știu dacă, adică, nu cred că vă las seama, dar noi avem atât de multe chestii și atât de multe episoade pe seria asta, nu-mi vine să cred. Deci, nu-mi vine să cred. Deci, vai de capul și de zilele mele. Aoleu. Ok, stai așa. Deci măcar nu vine să cred, bă, că am ajuns până la urmă să termin asta. Adică mă așteptam să se întâmple ceva, să se corupă harta, să ai donul. Uite, mă, că chiar am terminat-o, ești nebun? Chiar am terminat, adică n-am terminat-o încă. O să mai avem puțin și terminăm. Ah, ok, bun, întrebarea mea este, unde am pus eu comparatorul ăla în fin? Oricum, am mai stat eu un pic, m-am mai jucat, am mai făcut câteva chestii. Uite un blaze care îmi face schive. Ok, holy shit, deja, fraților, mie deja mi se sparge pixul, nu știu cum să vă zic. Ok, uite-vă că pică ea, ok, asta vreau să se întâmple, aparent și un schelet acolo, nu știu de ce, dar e. Da, ok, uite, tu poți să cazi. Ok, văd că se spunează dust ăștia pe locurile astea, ceea ce nu-mi place. Deci, bănuiesc că dacă le-aș acoperi ar fi ok. Ok, văd că se spune atunci. Băi, ceva spune de scheles pe aici, că nu înțeleg. Aparent, da. Ok, ăsta are nevoie de lumină ca să funcționeze, așa că dacă pun de întorțele... Oh! Oh! Hello! Oh my fucking god! Acum am văzut ăsta, acum am văzut ăsta, ia uite! 4 diamond ore, 13 emerald ore, 10 gold ore. Zici că le găsesc în fiecare zi, ești nebun? Vai de cap meu! Ok, asta e super cool. Bă, ce pică e acolo. Dar vă că nu mor. What? Ea, gen, de ce sunt viață? Nu-i normal. Ok, hai să ne mai uităm la ei, să vedem. Poate s-au spunat acolo? Da, poate s-au spunat aici, mă. De asta să scap. Nea! Mamă, poate mă lau ăștia la bătaie. A, uite un blaze, hello. Ce penibil ești. Ia vină mă cu acolo. What? L-ați văzut? A. Ok, credeam că... credeam că ricoșează, dar ricoșea din ăla dintr-un motiv, nu știu cum. A, în fine. Uite, mă, avem o tijă dogoritoare. Mam, frate, e nebun, aprindem portalul cu tija asta dogoritoare. Ok, să mă duc să-mi iau comparat. Stai, ar trebui să fie pe aici, pe undeva comparatorul. Da, exact, hello. De aici am nevoie de ăsta, de comparator. Vai de capul meu. Oh, am mărit ăsta și...
Nu cred că mi-am luat asemenea bucată. Vai de capul meu ce e aici. Ok, aparent asta se întâmplă dacă stai mult în Nether. Și ceva n-am nevoie de două de astea. Pleacă de aici. Așa. Da, așa. Ok. Nu știu. Nu știu unde mi-am pus șinele. Papu, voi mai, băi. Crezi, idiot, mă? N-am făcut eu niște șine episodul trecut? Uite-le aici. What? What the fuck? Bă, s-a dat overworld-ul în spate sau ce căcat? Bă... Tu-ai... Voi fi intrat pe... Nu, a, nu, cred că am intrat pe... Pe salvare. Na, oricum nu e mare chestie. Că și că v-am spus că de fiecare dată când termin un episod dau o salvare la hartă. Da, nu știu, cred că asta s-a întâmplat și de aceea nu le-am făcut. În fine, nu contează, de le facem iară. Where are you? Ok, bun, deci de ce aveam noi nevoie? Avem nevoie de gold ca să facem powder-urile. Câte powder-urile ziceam că am nevoie? 12, da, 12, 12, 12 powder-urile. Stai, ce am nevoie, ce am nevoie? Lemn, 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 exact, am nevoie de lemn. Ok, haide să luăm de aici niște bone bone. Luăm câteva sapling-uri și haide să începem și noi să tăiem câțiva copaci. Că mai am nevoie de lemn din câte puteți vedea. Ok, să facem de seară, dar nu-i bai, nu-i bai, nu contează. Ok, spar și chestiile astea pe lângă, că văd că nu vor să crească unul lângă altul. Ăștia parcă de obicei creșteau unul lângă altul, așa țin minte. Ok, aparent nu vor. Da, bănuiesc că doar oak funcționează așa atunci. Aia e. Ok, așa, cam că să faci vreo 5-6. L-aș pe... Să fac pur și simplu până vine seara, da. Merge și așa. Hai că imediat. Sper să nu fie mai puțin de 5-6, hai că nu cred că e mai puțin de 5-6. 5-6, adică gen 5 din 6, nu 56. Oh, că nu stau acum să stai 56 de copaci și un camera, că n-am chef și cred că n-aveți nici voi chef. Vă duceați, vă uitați la, nu știu, la habar n-am. Nu știu, nu prea știu alți youtuber de Minecraft. I'm very sorry. E destul de independent, sincer, acum mi-am dat seama. Băi, și îmi place chestia asta, adică, like, eu am o comunitate independent, am un canal independent și like, nu depind de nimeni că vai să zici că vai fac colaborări cu nu știu cine sunt alte chestii. Bă, nu știu, mie chestia asta chiar îmi place, dar ce știu că am comunitatea mea, și știi numai comunitatea mea. Care ne simțim bine și nu știu, asta mă încântă. Nu știu că sunteți oamenii mei și vă pup. No home. Ok, gata, am făcut lemn. Hai că am făcut lemn. Deci fac acum eu câteva bețe, fac niște d-astea. Și power rail-uri. Power rail. Power. Și rail. Power rail. You know? Ha ha ha, ce am zis. Tu v-am compus. Ne fle. Cuarțul. Cuarțul ăsta unde să-l pun? Haide să-l pun aici. Pe aia că n-am nevoie de el acum. Da, ok, aparent am o găleată. Nu știu unde am eu o găleată, dar hai să-l pun aici. Să iau mai cartul ăsta. Și să mai fac cânt ăsta. Ok, bun, gata. Cred că e bine acum. Ok, credeți. Cred că imediat termină, oameni buni, ferma.
Cred că putem spune că ferma este ca și terminată. Mai avem nevoie de multe grade. Adică trebuie doar să mai punem minecarturile astea pe aici, pe jos. Și ce mai avea nevoie după aceea? Deci punem minecarturile. Orice punem minecarturile, trebuie să punem... Wait, what the fuck? Ei, ce faceți bă acolo? Băi, ia fiind... Băi... Holy shit! Ok, mi-am luat o muie. Fuck. Yay! L-am pălit-us pe fraierus. Oh, ok, și asta e... Asta e platforma, nu? Da, ok. A, deci sub asta ar trebui să fac a doua platformă. Care nu prea știu cât de mare va veni. Ok, uite, haideți totuși să scape de chestia asta. Da, haideți să luăm așa, da? Deci haideți să ne simplificăm treaba, adică să simplificăm proiectul, da? Deci scoatem chestiile de care n-avem nevoie. Cum ar fi asta, da? Hello? Ok, 3. Ok, deci cam așa ar veni chestia asta. Una, două, trei. Bun, cam așa ar veni chestia asta. Am înțeles. Așa, aici, uite, aici, de exemplu, ar prinde foarte bine un crafting table. De ce m-am gândit la chestia asta? Fac acum câteva cufere. De ce vă spun tot ce fac? Nu știu de ce. Haideți să vorbim și noi despre ceva, nu știu. Haideți să vorbim despre evoluția Minecraft. Uite, putem să vorbim despre Minecraft. Sper că v-ați stat la Minecraft, mai buni. Bine, nu știu când veniți voi chestia asta. Eu filmez chestia asta pe 4 și Minecraft a fost pe 3. Deci, da, dar nu știu când veniți voi chestia asta. 2020, ca să înțelegeți. Octombrie. Holy fucking shit. Cum e de a vine 2021? Păi să nu crezi ce cum o să fie 2021, adică 2020 a fost un an destul de interesant. Din păcate nu prea în sensul bun. Dar, da, poate 2021 o să fie un an, nu știu, adică chiar mă simt, chiar simt că 2021 o să fie un an genial, dacă se rămân toată chestia asta cu copiii. Adică gândiți-vă, pentru că acum 2020, le uitați că de chestia am pierdut, nu puteam să ne mai întâlnim de fiecare dată în parc cu prietenii noștri și mai da, nu știu, dispărându-ne diferite drepturi sau diferite chestii pe care putem să le facem, am început să le apreciem mai mult. Adică, like, nu, adică gen, prietenilor să fie mai strânse, mai să fie mai apropiați, chestii de astea. Da, și mai are încă un motiv din chestia asta cu COVID-ul, că, uite, de exemplu, ne-a ajutat să fim mai strânși, să fim mai apropiați și asta e bine, aș putea spune, da, și ne-a forțat să ne dezvoltăm, evident. Ok, arăi mijlocul? Da, arăi mijlocul. Da, rău, deci foarte bine că ne-am dezvoltat și că am învățat și noi câteva chestii din chestia asta și încă mai învățăm. Sper că am învățat și mulți alții chestii. Dar nașpa că a trebuit să învățăm în modul ăsta. Adică a trebuit să vină o problemă de asta super mare ca să ne trezim la realitate. Asta nu prea mișto, dar ce contează? Ok, deci, până astea, bun, am 13 torțe, ar trebui să-mi ajungă la fix. Bun, și haideți să mă gândesc unde să pun eu astea.
Ok, aparent am căzut într-un mod foarte ciudat. Deci, ăsta o să fie gen mijloc, da? Vai de capul și de zilele mele că nu înțeleg nimic de aici. Aoleu. A, care mă mijloc o să... A, fix ăsta e mijlocul, hello. Ăsta e, nu? Ăsta e. Ok, deci haide să ne gândim în primul rând la cum o să punem astea. Cum să le zic eu, mă? Torțele, exact. Cum o să punem noi torțele? 7, 14... Ok, stați așa, aici, într-un fel aici va fi margine, da? Va fi o margine. Ok, aici va fi o margine, da? Că aici e chestii la două margini. Și va veni spațiu 3 și așa. Ok, apane nu mi ajung. Well, bănuiesc că atunci acum mă duc și mai fac niște power-rail-uri, ce aș putea spune. Dacă ar merge să și zbor, please. Ok, ai cam mers. Ha, da, iar ne întoarcem în Overworld. Vai, ce să ne facem. Vai, cred că am frecat portalul ăsta, frate, bă, dar... Na, la cât l-am frecat, nici pe mine nu mă miră să nu se mai bugoasă chestia asta. Apropo de buguri. Cuburile astea de zăpadă intangibile. Băi, unde-a pus pe eu goldul? Nu știu unde stă porcul ăsta. Oh my god. Săracu. Hai mă, bă, pe bune bă, unde-mi e goldul? Băi! Alo! Bă, nu-i dă glumă cu goldul, că nu prea am. Ok, bănesc că mai pun atunci. Dacă nu-l găsesc, ce aș putea face? Nimic, doar să stau să mă la el. A, da, și uite, aș putea să mai fac și... torțele astea. Bun, frumos. 1, 12, 14... Plus 13, da, e bine, e bine. Ah, mai cap până se face goldul ăsta. Nu, cred că am pus în nether, mă, goldul, nu? Așa e. Tu ce zici, bă, bă, cățel? Mă, cățel, cățel la care încă nu i-am dat nume. Deci, uite, sunt mai buni. Secțiunea de comentarii. Poate da și voi o idee de nume pentru cățel. Nu m-aș supăra. Deoarece încă nu i-am pus nume, deoarece n-am filmez episoadele astea grângi. Da. Ia, da, uite și duceți cu un pete de cățel. Bă, și ce cuminte e. Ia, uite și tu cum stă. Oh my god. Bă, cum să nu-ți placă, mă? Bă, cum să nu-ți placă, mă? Ființele astea atât de pure și de frumoase și de... Vai de capul lor. Simt că îmi crește glicemia, oameni, bă, nu mai pot. Simt că îmi crește glicemia. Mă, dacă zici că mă. Nu mor bani, bun, ok. Pentru mine e ok, dar din alt punct de vedere, din punct de vedere al normalității, nu. Ok, bun, hai să mergem jos. Ce cauți tu aici? Te spai! Iupi! Te spai și tu! Iupi! Eu mă distrez aici, oameni, bă, nu știu de voi. Așa, deci am pus astea. Bun, acum cred că ar fi cazul să punem șinele, nu? Ok, deci hai să ne gândim. Până la urmă, unde o să vină mașinile astea? Bănuiesc că pe aici, nu? În partea asta. Nu, în partea asta. În partea asta. So basically. Asta aici.
Ai favorit că nu pot să fac încă asta că n-am materialele la mine. A, și nu pot să mă pun să fiu cât un bloc. Fac să-mi bag picioarele. A, că nu există încă chestia asta, am uitat. Bun, i-a prins chestia asta, i-a prins. Una, două, trei. Așa, bun. A, vai de capul meu. Vai de capul meu cât o să stau să pun astea. Deci, bun, hai să încep. 1, 2, 3. Așa. Ce, vi se pare că durează mult? Ce altceva ați vrea să fac? Chiar nu ce altceva ați vrea să fac. Așa. De ceva am destule. Fapt, n-am destule din ocoa. Îți vai de capul meu, oameni buni. Spartă la din mijloc? Da, dar aparent am aici o dită mai gaură. Am ajuns? Hai mă că am ajuns. Hai mă că nu-s chiar așa pitic. Așa, acum am partea asta. Ok, stai că trebuie să mai fac o platformă pe aici. Vreau și în aia. Că vină mă încă. Așa, am luat-o, am luat-o, da? Hai că am luat-o. Că noi nu irosim resurse, oameni buni, deoarece nu știu dacă știți, dar suntem blocați într-un fucking cub și avem resurse ilimitate, ok? Și de preferat să nu ne batem joc. Ok. Haideți acum să mă duc sus și să iau eu... Ai de capul meu, vă. Ok, am uitat că nu pot să mă prind de scară din capul litra. Și habar n-am unde... Aoleu, le-am pus în cufărul deja și eu m-am dus ca idiotul sus. Yay! Ce mișto. Ok, deci am nevoie de hopper, minecart, reparator, un redstone torch, un redstone dust, ăsta să-l am la mine de preferat. Ok, îmi ajunge totul. Totuși n-ar strica să iau și eu două cufere, nu? ca să am acolo. Aici bace o să vedem cum putem mai să stăm mai FK ca să funcționeze, ok? Ok. So, stați așa că acum gândim. Deci, pac, ăsta aici, da, primul loc. Ce pun așa. Asta aici. Ok, bun. Și acum hai să văd cum. Deci, ăsta așa, acum dă un impuls la blocul ăsta de aici, ăsta care dă ăsta și torța asta care va da impuls la cubul ăsta de deasupra și cubul de deasupra care dă impuls la chestia asta de redstone. Și ăsta aici. Perfect! Acum că arunc aici ceva. Oh, yes, baby! Oh, yeah, baby! Vai, ce negru. Se întoarce? Ia, hai să aruncăm... Hai să aruncăm ceva pe șină. Uite, bă, că merge, ești nebun? A, te-ai adut acum. Aulea, ce-am pus acolo? Că vei și voi că încetinește. Ok, stați așa că rezolv imediat. Și ceva oricum îi aduce mai bun. Hai să văd dacă se mai blochează acolo. Cred că da. Ah, nu, ok.
Ia adu-mi aici așina, mersi foarte mult. Ce mișto, frate, bă, chiar ne-a ieșit, bă, ceva ca lumea, bă, mă jur. Ok, și acum, dacă mergem noi să stăm FK undeva, nu știu, undeva pe la mijloc. Stăm undeva pe aici, să zicem, da? Să ne facem noi într-o zi o cămăruță și stăm aici. Haide, spunează ceva, please. Plus, hai, te rog eu mult, te iubesc. Ma, hai. Dragoste mea, deci nu. Ok, asta nu e ceva prea amuzant. Ok, n-am un topor? Nu cred. Ceva, las că-mi fac unul, adică... Așa, ok, nu prea m-am gândit la chestia asta. Dacă am avut nevoie de scară, ce-aș putea face? Și poate reușesc să le și dau smecta la toți ăștia de aici. Ăștia n-au o treabă cu mine momentan, nu? Ok, a venit smoke-ul. Ah, i-am dat one shot și nici mi-a păsat. Ok. Și dacă mergem noi acum aici sus. Hai, elitră! Ah! Ok, n-am ales. Ok, mă chinui degeaba, mă scrim degeaba că nu merge, ok, am înțeles, nu merge, dă-te-n ceapa ta asta, dai. Mai și mâncăm și noi ceva. Bun, hai să stăm și să ne uităm la creația noastră, care nu funcționează! Ce? 64 și acolo e freaking 35, oameni buni, 35, ca ăștia... Nu cred că e 35, acum mi-am dat seama că dacă acolo... Vai... Vai de capul meu, nu spune că l-am făcut prea sus. L-am făcut la 40, oameni buni. Minunat! Minunat! Cred că le dau și un așa de mine, bun. Nici atât. Vai de capul meu. Bă, ce înseamnă să fii un idiot? Ce înseamnă să fii idiot? Da, sincer, nici nu știu când n-am fost atent la chestia asta. Sincer. Băga-mea și să-mi bag ceva în tine, dă vrei să-mi decapa. Nu vezi că am treabă, nu vezi că plâng, ce? Lasă-mă, drept. Ah, da, mă, oameni buni, am dat-o în bară, grav rău de tot, dar da, dacă vă place necazul meu, sau dacă vă e milă de mine, dați acolo un like, un share, un subscribe, o idee de nume pentru cățel și eu vă urez o zi frumoasă, fiți sănătoși, fiți fericiți și ne auzim! Ne azi în partea dată. Salut!